Hai, salut, eu săracu și bine am regăsit la Clash Royale. Cum v-am promis episodul trecut, am o surpriză pentru voi. Surpriza este că am Electro Wizard și Log și nu e contul meu. Da, nu, adevărata surpriză este că Beast, un membru al clanului, mi-a dat contul lui să deschid Super Magical Chest-ul, un gest foarte frumos din partea lui. Mie încă nu mi-a picat un Super Magical Chest și așa râvnesc, așa râvnesc la unul. Hai să deschidem mai întâi chesturile micuțe. Ok, Goblin Gang. Nu știu dacă folosește Goblin Gang, nici nu știu exact ce folosește. Dar oricum are cărți miștoare, Electro Wizard de 2, Log de 2, Graveyard Ice Wiz, destul de tare. Ok, Crown Chest-ul și deschidem și... ok, Tornado. Ui! Nu e contul meu, dar... cât de tare! Cât de tare, Crown Chest. Dacă mai pică una și în Super Magical Chest... Bă, bune, Inferno Dragon de 2, nu știu dacă îl folosește, din moment ce nu-l are în pachet, nu știu dacă îl folosește, dar dacă aș avea atâta bulant și pe contul meu... Oh, really? Da... Ok, are... Au, și Princess-ul de 2 și Lumberjack-ul de 2, nice, acum o să aibă și Inferno Dragon de 2, dar sincer nu mă așteptam la așa ceva, pe bune. Zău că nu mă așteptam la așa ceva din Crown Chest. Să mai dați conturile voastre să vă deschid chesturile. Ok, să-l deschidem pe ăsta. L-am întrebat dacă e ok să deschid cu gemuri și mi-a zis că da, da, deschide cu gemuri, bag acolo. 22 de epice, mamă cât de tare e Super Magical Chest-ul de Arena 10. Ok, hai să vedem despre ce-i vorba. Oh, cât gold! Cât gold! 3 Dart Goblin, 13 Battle Ram de level 4. Fireball, nu știu, văd că nu prea folosește din moment ce l-are la level 6. Goblin Gang, nu știu, mie îmi place mult. Mie îmi place mult Furnace-ul. Dacă acum vin, dar n-au cum să vină 22 de epice. 23. Legendară. Legendară? Au fost camunurile? N-au fost camunurile, nu? Probabil o să vină camunurile acum, dar... Ai suiz! Beast, meriți de fapt eu merit un mare mulțumesc din partea ta. De fapt nu, tu meriți un mulțumesc din partea mea pentru că m-ai lăsat să deschid Super Magical Chest. Ți-am făcut rost de două legendare, dar incredibil că a căzut unul din Crown Chest. Care erau șansele? Oricum, foarte, foarte tare. Din nou, Beast, mulțumesc foarte mult că m-ai lăsat să deschid chestul pentru video ăsta. Hai să punem unul de 3, nu știu cât e ceasul. Da, cred că la 11 poate să-l pună pe ala de 8. Da, mă rog, hai să trecem înapoi pe contul meu. Ok, am schimbat pe contul meu. Pe contul meu puțin mai sec, așa la chesturi, eu am doar 2 chesturi. Nu știu cum s-a întâmplat, de am doar 2, adică de obicei aveam mai multe, știți că de obicei aveam minim 3. Acum am doar 2, dar oricum ați văzut un Super Magical Chest și o legendară din Crown Chest. Sper să reușesc și eu să fac Crown Chest-ul episodul ăsta, dar bineînțeles că mie nu o să-mi pice un Ice Wiz sau un... Bine, Inferno Dragon nu prea m-ar încânta, adică știți că n-am avut cine știe ce reacție când mi-a picat prima dată, dar Ice Wiz de level 2, chiar vreau Ice Wiz de level 2 și din ce mi-am testat, eu am uitat să mă uit la asta, mi-am dat seama imediat după ce am ieșit de pe contul lui, dar mi se pare că folosea Ice Wiz și acum îl are la level 2 și eu îl vreau neapărat la level 2. Mi se pare cea mai OP legendară din punctul meu de vedere, pentru stilul meu de joc, de fapt pentru stilul meu de defense. Mi se pare cea mai OP legendară. Ok, îmi dă o grămadă de bani, îmi dă aproape 100 un free chest în Legendary Arena, ceea ce e foarte, foarte tare. Și 11, de fapt 12 cărți în total. Dădea parcă 11 în Jungle Arena, nu mai știu exact. Mă rog, hai să deschidem și chestul ăsta. Și chestul ăsta. Da, Battle Ram, mă, cred că o să-l aduc și pe ăsta la un level mai mare și o să încep să joc cu el, că am înțeles că e chiar bun. Adică dacă știi să-l folosești pe bune, e bun. Dar nu știu ce să zic acum, chiar nu prea mă încântă pe mine. Ok, bun. Hai să, nu știu, să-i dăm drumul la battle. Mâine începe din nou Clan Chest-ul. Îmi place foarte mult Clan Chest-ul ăla. Mi se pare că mi-au picat câte? O singură legendară din Clan Chest. Sau două? Parcă două totuși, nu mai știu exact. Dar oricum, astea care au picat, ca lumea, au picat din chest-uri simple. Opa. Ah, shit. Asta e ok. Nu e ok. Ba... You know what? Fuck you! Bam, am mers mai bine decât mă așteptam.
Puteam să pun și minionii ca să pușesc tot cu minion pe partea aia, dar... A, nu știu, am preferat să nu. Ok, hai să vedem ce poate. Știu că are Royal Giant. Royal Giant-ul ăla mă enervează maxim. Deși am învățat să mă descurc cu el. Chiar mă descurc destul de bine, doar că... Oricum, pachetul meu e făcut de așa natură. Contra... Ok. E făcut contra Royal Giant și contra Fireball, pentru că sunt două chestii pe care toată lumea le folosește, așa că am zis, hai să încerc să fac pachetul cât mai împotriva lor. Shit. Și o să pun Skeleton Army, o să pun Zap. N-are rost. Ok, Furnace. Pe partea asta, deși nu l-am pus deloc bine pentru că poate să pușeze pe partea cealaltă cu Royal Giant și cred că asta o să și facă. Bun, hai să încerc să fac push-ul meu. Chiar acum, așa, să vină și Fire Spirit, asta m-a interesat cel mai mult. Bun, și hai să vedem cum funcționează. Please, bun. Ok. Fire Spirit de 10, ar trebui să-mi fac, trebuie neapărat să-mi fac și eu Furnace de level mai mare un pic. Nu vreau momentan să pușez. O să pun Royal Giant imediat, așa că trebuie să am pregătit al doilea Furnace. Așa, și Princess, dar nu știu care e faza cu Princess-ul ăla, de ce Princess? Ok, bun, a mers foarte, foarte bine. Ok, hai să vedem dacă pot să fac ceva cu ce am pe aici, are Valkyrie. Enervează Valkyrie-ul ăla. Ok, bun, hai că îi dau ceva damage. Îi dau destul de mult damage. Ok, a mers foarte, foarte bine. Zap n-aveam. Come on, încă una și încă una. Bravo, stau la 10 elixir, dar am fost foarte concentrat să văd ce se întâmplă acolo. Minions, pot să-i pun direct din spate, în spatele prințesei. Na, dar mi-a făcut praf minionii. Nu e problema așa de mare. O să pun Ice Golem-ul pentru că trebuie să facă ceva împotriva lui. Pentru că deja am și Elite Barbarians acolo. Pot să le iau pe toate? Nu. Mă calicez prea mult. Ah, fuck. Bravo, racule. GG, oricum. Am făcut o coroană, am câștigat match-ul. Ei. 29 de trofee. Bun. Dar eu când pierd 33, dacă știți de episodul trecut. Când câștig 29. Bineînțeles, pentru că așa funcționează Clash Royale la mine. Bun, hai să vedem cum mai fac eu rost de două coroane. Două coroane, atât mă interesează. Și din nou, nimic în shop, nimic interesant. Oh, am uitat să cumpăr chestiile astea. Doi de ăștia, unul de ăsta pentru că nu le folosesc, mai mult le donez. Ice Golem, cumpăr doi, sau poate chiar trei, pentru că îmi plac și îi folosesc. Tombstone, cumpăr unul pentru că am început să nu mai folosesc și cam atât. Ok. Super Magical Chest, mamă, cât de tare. Vreau și o nouă legendară. De fapt, nu vreau o nouă legendară, vreau... O legendară veche, vreau Ice Wiz sau Lumberjack, deci sunt singurele pe care le vreau, nu vreau, ba și Electro Wiz ar merge, Miner, trebuie să-mi schimb cu totul pachetul dacă îmi pică Miner, poate mi-aș face un pachet pentru Miner, pachet, deck, ok, nu știu, lumea a zis că, voi ați zis că, unii zic că vă place să zic pachet, alții ziceți că, bă, e țăran așa să zici pachet, zi deck, așa că nu știu, zic cum îmi vine prima dată în minte, ok, Princess, level 1, na. E și prințesul, e ok. Și graveyard, da, nu știu, log, sunt într-adevăr niște legendare pe care le vreau. În principal, log și Electrowiz. Nici astea două nu mă supără. Dar aș vrea mai mult Lumberjack de 2 sau Ice Wiz de 2. Mă rog, hai să mai dăm încă un match. Să vedem dacă ne menținem. Nova Stars. Nova Stars nu era chiar un clan foarte bun? Eu sper să nu... Ok, mă enervează că momentan nu se poate face nimic special legat de clanuri, adică nu există vreun clan war sau ceva de genul ăsta. Ar trebui să adauge, nu știu, adică, bine, momentan jocul încă nu e plictisitor, punctul în care să zici, bă, lipsește ceva. Nu, momentan jocul chiar e foarte bun așa cum e, doar că mai trebuie câteva chestii adăugate. Bun, nu știu dacă ajung minionii să scoată Wiz-ul, ba, dar ar trebui să ajungă. Ok, hai să pun și Lumberjack să pușeze cu minionii și un Zap cât de curând. Oh, fuck. No. Da, e ok. Lasă că e ok. Ups. Punem un Furnace. Și aș vrea să tanchez un pic. Perfect. Atât. Nice.
Nice. N-a reușit să-i dau damage, nici el n-a reușit și cred că sunt într-un micuț avantaj de elixir. Foarte micuț. Adică probabil 1, e 1 diferență. În momentul ăsta el are 5. Cred, nu știu exact. Ok, push-ul lui nu prea merge contra pachetului meu. Doar dacă nu cumva scoate ceva. Ok, hai să încerc să fac push-ul ăsta, deși... Na, trebuia să aștept să pună gigantul și... Oh, nu contează. E bine, e bine, e bine. Cred că îi dau jos turnul. În general îi dau, la faza asta e cam dau jos turnul. Ce e acolo? Ce e acolo? Fiți atenți. Ce tare. Foarte bine a mers acolo. De fapt, nu chiar. Nu i-am dat jos turnul, nu știu cum de nu i-am dat jos turnul. Și el mi-l dă. Nu. Ok, am rămas cu 50 HP. Adică... Mă, chestia e că mi-a reparat greșeala, adică turnul ăla era pierdut. E pierdut oricum, se pare, dar... Are Elite Barbarians și o să-i pună. Dar nu. Să fac asta ca să pot să-i dau jos turnul, sau cel puțin să încerc să-i dau jos turnul. Oh, shit. Ok, mai pun un Furnace. Și să încerc să pușez. Trebuie să pușez foarte, foarte puternic pe partea aia, pentru că... Bun, ok, nu mai are gigantul în rotație și nu mai are nici... Ba da, avea gigantul în rotație. Fuck this shit. Și speram că o să-l pună puțin mai în față, nu știu. Sincer, oricum, când îl punea. Pun și un Lumberjack acolo, nu știu. Nu mai am efectiv ce să fac. Măcar n-are niciun spell și pot să pun o grămadă de Fire Spirits aici, dar nu... Adică mă ajută acum. Ăsta ar fi un push bun, doar că n-am... Da. You are an idiot. Ha. Bun, hai să mai facem rost două coroane. Două fucking coroane. Nu e așa de mult. Hai că ăsta e level 9. Nu... N-ar trebui să fie așa de greu. Din nou, mi se pare un avantaj gigantic. Faptul că Fire Spirit-urile mele ajung până pe turnul lui. Se pare pe... Ah. Dacă știam, îl puneam pe partea cealaltă, cred. Ok, hai să pun și... Na, pușez pe partea asta pe care am pus și furnace-ul. Oricum, sunt destul de sigur că are toate cărțile la nivelul de... La arena standard, sau cum se numește chestia aia. Gen, rarele de... Oh, șfac. N-o să ajungă niciunul pe turnul lui. Hai să punem un Ice Golem aici. Și pun ăsta puțin mai în spate. Come on, măcar unul, bravo. Și o să-mi dea niște damage cu muschetarul. Nu foarte mult, dar destul de mult. Destul de mult cât să conteze. Are log. Nu spune că... Ok, credeam că lovește și furnace-ul. Aia chiar era nesimțire. Nu știu cum să fac push-ul. O să-l fac așa. O să pregătesc și de fapt golemul ăla. Nu știu de ce nu aștept niciodată golemul. Aia ar trebui să fac cu adevărat. Aia e problema. Când aștept golemul. Hai că a mers ok. Măcar i-am scos măgăria aia. De scoate goblin. Și are executioner. Executioner nu e deloc bun contra furnace-ul meu. Pentru că e counter total. Efectiv, nu am cum să... Și îl și încetinește. Faptul că îl încetinește nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun pentru el. Pentru că poate să-și pregătească un push mai puternic din spate. Și asta și face, de fapt. Ok, minions. Are Skeleton Army. Pregătesc Zep-ul. Perfect. Go. No, nu e bine. Mi enervează Fire Spirits. Și o să reușesc să-i dau niște damage cu Ice Wizard. Super. Ok, hai să fac asta și asta și am deja un push. Faza e că nu știu dacă are Skeleton Army, dar oricum am Zep-ul din nou, așa că nu ar trebui să fie o problemă. Are Valkyrie, care n-a fost o problemă. Ok, Skeleton Army incoming, chiar... nu mai contează. N-am jucat-o bine deloc, trebuia să dau Zep-ul, nu trebuia să-l dau atunci când l-am dat. Asta a fost principala problemă.
Ok, încă pot. Încă pot să-l bat. De multe ori îmi place să scot la egalitate dacă văd că nu reușesc să... Ah, shit. No, am uitat complet de scheletul armii. Super. Mamă, uitați câtă treabă fac ăștia Fire Spirits. Lumberjack, Minions. Da, mereu când încerc să fac și eu un push, pune un counter total pentru push. Dar mă enervează, cum să joci cu o carte broken, cum e Executioner? Uitați și voi, nu înțeleg. E mult prea broken cartea asta. Și ei încă au păstrat-o așa cum e. Eu jur că o scoteam, dacă nu puteam să-i fac nimic, bine, am înțeles, nu poți să-i faci nimic, că e codată nu știu cum. Deci, de fapt, asta e problema, că era codată prost cartea. Come on, una, două, dar nu mă ajută nimic. Mă, dacă ar fi mers la infinit, sigur îl băteam, dar așa o să fie egalitate. Na. Îmi place mult cu furnace-urile alea, pentru că pot să ajut foarte mult push-ul de pe lane cu Fire Spirits. Mă, cred că n-o să avem astăzi, cum îi zice, nu Clan Chest, Crown Chest. N-o să avem astăzi, dar nu cred că... Hai să încercăm să pușăm. Deci ceva ce n-am mai făcut de foarte mult timp, o să pușesc pe partea dreaptă. De ceva timp tot pușesc pe partea stângă, nu știu dacă are vreo legătură. Dar hai să încercăm. Oh, ok, ai suiți de 2. Deja o legendară de 2 înseamnă mult. Orice legendară de 2. Nu. No. Bun. Oh, shit. Bun. Hai să încerc să-i trag pe toți la un loc și... ce are contra minionii mei? Bun, a mers foarte, foarte bine. Zap, cred că o să... Nu. O singură lovitură. Pentru ce am dat Zap-ul ăla atunci? Răspuns degeaba. Cred că o să folosesc. Nu. Zi-mi, te rog, că nu l-atrage, normal. Cât damage îmi dă cu treaba asta? Wiz Hog. E o combinație destul de bună. Ok, nu o să las să pușeze. Îl las să pușeze pentru că văd că nu am nicio șansă să-l pușez, are numai cărți de defense. Are Valkyrie, are Ice Wiz, are Wiz, are... Nu am ce să-i fac, trebuie să-l las să mă pușeze. După care o să fac un counter push cu ce-mi rămâne. Ok, pun Ice Golem aici. Pun Lumberjack aici. O să pună Hog-ul cât de curând, presupun. Are Valkyrie, nu știu dacă a fost cea mai bună idee să pun Shelly Barbarians. A fost o idee bună. Ok, nu știu de ce m-a lăsat să-i dau atât de mult damage, dar mie îmi convine. Cum am evitat tot damage-ul ăla de pe turn, nu știu dacă ați văzut acolo ce s-a întâmplat. Da, am fost ca un campion. Mamă. Ok, hai că i-am dat tot e în avantaj el. Ah, nu trebuia. Nu, fuck it. Ok, de-asta. Shit. Dude, nu mă lovi. La următorul zap oricum sunt mâncat, așa că trebuie să pușez rapid. Da, am pierdut și meciul ăsta. Are cărți prea... Are counter foarte, foarte bun pentru Elite Barbarians. Are Ice Wiz, are Valkyrie, are Wiz, are Elite Barbarians, are... Toate cărțile lui sunt counter foarte bun pentru... Hai să vedem ce carte nu era bun. Nu era bună pentru Elite, contra Elite Barbarians. Să vedem dacă exista măcar una, sunt curios. Hog-ul nu era bun contra Elite Barbarians. În rest, Wiz, carte foarte bună contra Elite Barbarians. Ice Spirit, extrem de bun. Valkyrie, printre cele mai bune. Zap-ul e Zap. Zap-ul, hai să zicem că nici el nu e tocmai cartea perfectă contra Elite Barbarians, deși e carte de suport. Minions Horde, perfect, pentru că
rămâi cu toți minionii neatinși și poți să pușezi cu ei. Hog și Icewizu. Icewizu este una dintre cele mai puternice cărți pentru, de fapt, Wiz, tot ce e Splash, ce ar fi mai bun, e, de fapt, Icewizu este între Wiz și Witch. Witch-ul fiind mai bun decât Icewizu pentru Counter, pentru Elite Barbarians, și Wiz-ul fiind mai slab decât Icewizu pentru Elite Barbarians. Da, mă rog, cam asta a fost cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât de zis. Eu am fost Dracu și până data viitoare. Numai bine.